În mod clar, imaginile zilei vin de peste Prut, din Republica Moldova. Ministrul finanțelor de la Chișinău, Octavian Armaș, a fost stropit din cap până în picioare cu lapte. Bărbatul care l-a stropit a așteptat ca demnitarul să iasă din clădirea ministerului și, supărat foarte tare pe situația economică, i-a reproșat ministrului starea tot mai grea a pensionarilor și invalizilor și și-a pus planul în aplicare. O găleată întreagă cu lapte a primit ministrul drept răsplată.